Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. M-ați tot zăpăcit pe Instagram să fac video despre asta, așa că luați de aici. Cine nu e interesat, să nu se uite aici. Oricum, videourile bazate pe chestii de-astea virale, tragice, nașpa, sunt demonetizate, deci să nu vă aud că o să ziceți că am făcut bani sau ceva de genul. Da, ce să zic, nasol, nu-mi doresc nimănui să pățească așa ceva. Mă rog, ar merita câțiva smartoi de pe YouTube. Știți voi care sunt aia mai șmecheri așa, care își înjură haterii, îi amenință cu bătaia pe niște copii mici. Mai sunt și de ăștia prin comentarii să crezi mardoi. Aia poate ar merita țină plezneală cum și-a luat ăla din Cahova Ferentar de pe unde era Spartacus, idolul femeilor, cum era trecut, și apoi îmi cer scuze la domnii polițiști. Da, dar ce pot spune, nasol? Mă așteptam totuși să se discurce, hai că o dau un prostie acum. Mă așteptam totuși, da, a zis că avea și un spray cu piper, totuși, e din Craiova, adică acolo ce cuțitar sunt, trebuia să aștepte la așa ceva. Dar ce să mai bun, veni la București, doar ce naș și are nașul aici. Lăsând gluma la o parte, da, cum am spus, nu doresc nimeni să păcească așa ceva. Nu ești un bărbat, ești un gunoi, ești un jec de om, ești o scârbă a societății dacă lovești o femeie, excepție dacă te atacă pe tine sau ceva de genul. Dacă este una cu cuțit la tine, nebună ceva, îi dai două palme, n-ai ce să-i faci să o calmezi. Dar în situația asta nu e normal. Am văzut videoul, e cap-coada aproape. Deci treaba a fost așa, pentru ce nu știe. Asta a fost undeva, nu știu ce, birou, clădirea, și era o rampă din aia. Lângă trepte sau pe post de trepte, o rampă de aia mică, și avea niște marmură pe ea. Unde și-a parcat mașina, ori a spart, ori a deja spartă bucata aia de marmură. Și a venit a nervos, bă, mi-ai spart marmura aici! Și a zis, bă, ai niște camere, totuși să dăm, poate n-am spart eu, să nu o plătesc degeaba. Și de aici a ieșit dita mai cearta. Din start, omul ăla era dilău. Zic că poate o fi pus-o recent. Dar totuși, dacă era fer convins că asta i-a spart rampa aceea, puteai să bă, am pus-o recent, iar nu era spartă, doar tu ai parcat mașina aici. Măcar atât, nu să ieși direct, că te bag sub mașină sau chiși de genul, totuși, zici la una de, îți vine până la buric, să zici așa ceva, e aiurea rău de tot. Mai ales că nu-i bine să te iei la ceartă cu oamenii. Nasol că nici ea nu a reușit să-i dea călmea cu spray-ul cu piper, înțeleg că trebuie să folosești așa ceva. Stai în București. Depinde ce anturaj ai. E bine să ai un spray cu piper tot. Nasol că nu l-a dat bine. Acum treaba vine următorul aspect. Foarte mult s-au plâns și într-adevăr o și înțeleg. Mi-a plăcut că gen nu s-a victimizat atât de mult. Adică a dat să plângă și s-a șters repede. A zis hai mă să nu mai plâng. Mi-a plăcut chestia, n-a încercat să se victimizeze prea mult. E și normal să te victimizezi în asemenea situație. Bine, mulți profită de victimizare și fac pe victimele chiar că-s vinovații. Aici nu vorbim de vinovăție, săraca, n-ai nicio vină. Aia, n-a parcat sau nu mașina bine acolo, nu e normal să te ia la bătaie unul pentru o bucată de marmură. Am și o rampă aici, ceva de genul la poartă, și a parcat. Vrea să ia cineva ceva cu dubadei și cum a oprit duba, a oprit pe un colț din rampa aia și a crăpat. Nu era din marmură, era din ciment, dar era mult mai mare. Dar o trecu. Se repară. E o crăpătură. Și acum și nici aia n-a fost parteră. Un pic acolo ciobită. Nu era de scumpă. Poate să fie o marmură. Ai dădea niște bani pe aia și gata, mai bine. Eu așa și făcut să evit scandalul. Dacă vedeam că o mâine bun. Acum multe apropori s-au bătut pe faptul că nimeni nu a ajutat-o. Și aici o să ajungem la o discuție pe care am spus-o și în cazul celorlalt YouTuber despre care am vorbit câteva zile. De mi-am strâns puțin hate, dar foarte multă susținere în același timp. Într-adevăr, e treaba fiecăruia cum vrea să se îmbrace, dar opinia publică e opinia publică. Cum deși eu sunt pletos, cați că ești nou pe aici, nu știu dacă aici, și sunt conștient că poate le plac tipelor pletoși să facă codițe sau să joace cu părul meu, zic din experiență. Așa sunt și alții care zice, iau te pe ăsta, e rocker, dă-l-a, sătănist, i-a murit friserul, nu... Te duci la biserică? Mi-asum riscul ăsta. Cum deși alea care umblă mai mult despuiate pe stradă, probabil, le înțeleg că le e cald. Dar cum de ele cu gândul că atrag priviri, așa poate să atragă și
Pădărani. E treaba ta, fiecare dreptul să se îmbrace cum vrea, dar când ești pe domeniul public, asumă-ți opinia oamenilor, nu mai ești la tine acasă să te vadă nimeni, sau câțiva oameni în care locuiești. Te vede lumea, oamenii își fac păreri, nu trăim într-o societate perfectă, cum de întotdeauna au existat, nu doar în România, și în afară, discriminări, rasism, adică ați văzut ce e acum în America. Dacă v-ați uitat Backpack Your Life, în Asia e și mai rău rasismul, dar nu sunt așa multe victime acolo. Lăsând o par situație în afară, a tot apropo, aveam o glugă în cap și, cum a zis mă, pantalon cu turul, eu înțelesese prima dată curul, cu turul lăsat, nu prea o băgase în seamă. În primul rând, probabil măcar mi-aș fi dat gluga jos dacă vedeam care-i treaba. Dar, da, de la panica aia, eu primul rând nu mergeam la fiecare om pe stradă, bă, dă-mi telefon să sun, încercam să mă ascund undeva să mă liniștesc. Vom desigur nu mă prindea. Altă chestie, întrebări. N-aș pa că nimeni n-a vrut să-i dea telefonul, dar presupun că și tu, cel care te uiți, dacă vine careva, țipând, bă, dă telefonul că mă oboară sau ceva genul, eu n-aș da telefon în buzunar nici atâta. Zice, bă, o, calmează, te explicăm sau plec când văd că mă e așa. E instinct uman, mai ales că eu sunt mai, să zic, mai... Nu foarte social, mai antisocial, ca să zic așa. Cred că ăsta ar fi cel mai potrivit cuvânt. Adică nu-mi place să ies în evidență, nu-mi place să socializez, să chestii de genul. Doar mai fac o glumă la magazin, foarte reușită, adică așa ca o mică paranteză. Am undeva la un xerox și trebuia să-mi xeroxeze ceva. I-am dat un leu pe o xeroxare, dar și faceai să-ți dau restul. Eu zic... Nu, nu-i nevoie, păstrează, îl face. A, mersi. Și eu îi zic, să crești mare. Deși era destul de mare tipa. Bună, Globovidule. Sau eram la magazin și... V-am plătit și face. N-ai câțiva de aia de metal? Te va abonezi, nu știu, 30 de bani, 40 de bani. Și dat când aveam mărunt și zic, dă un bluc cu fiare după mine. Și era un om mai mare cu tatuaje. Bravo! Bune glume! Bune rău glumele mele! Lăsând asta deoparte... Unde a rămas că am și uitat? Așa, deci... în funcție cum arăți, trebuie să-ți asumi asta și cum te îmbraci. Acum, na, nici eu nu cred că aș fost prea ajutat în acel domeniu. Dar, cum a zis și Sucre, că am văzut imediat și videoul lui Sucre că mi-a apărut jos acolo, că mă uitasem pe telefon, are putere de asta publică. Putea să facă asta, să meargă peste tot, să pună, să ducă și la televizor și colo și colo să-l facă pe ăla de râs. Vorba aia și spus, nu putea să se apere. Și înțeleg că n-ai cum, nu te-ai născut de 1.90. Dar puteai totuși să-l pui peste o pe de internet, să-l faci pe internet, să-l faci de râs. Și fiind presiunea asta publică foarte mare, evident că și poliția s-ar implica mai mult. Că așa... Doar că ați auzit și voi de cazuri de astea gen bătăi pe la țară sau genul și n-a luat nimeni măsuri. Erau web sau pot niște bețivi ce să le fac. Dar așa când știe toată lumea, e o chestie mai gravă și se plică lumea mai mult. Unii probabil că o să ziceți, domne, da, au fost cazuri și mai grave și nu le-au rezolvat nici atunci. Păi da, dacă nu se rezolvă chestiile mai minore. Aoleu, ce am zis, era m-au adus vorba de ăla. Dacă nu se pot repara chestiile mai mici, ca să nu mai zic minore. Deci avem pretenția să se rezolve cazurile mult mai mari și mai grave. Adică, dacă nu suntem în stare să educăm lumea, să evităm, nu mai există asemenea tupeiști care se ia pe oricine la bătaie cu o bară de fier. Numai ca să potulim pe cei care zic că ce mă, le pun piciorul pe cap și le scui pe gură și chestii de genul. Dacă nu suntem în stare să rezolvăm pe ăștia, automat când o să scăpăm de hoții care ne conduc, că știți, suntem conduși de hoți. Omenirea nu este locul perfect. Există pericol la tot pasul. Acum, ce să zic, îmi pare rău, sper să-i treacă vânătăile cât mai repede, oricum rănile trupești se vindecă, alea sufletești mai greu. Și probabil că o să rămână cu traume așa ceva destul de mult timp. Vă spun, nu a părut, nu prea mi s-a părut că s-a victimizat. Prea mult să exagereze. E perfect normal ce a zis. Aceeași reacție ar avea oricine.
Probabil și eu. Bine, eventual nu țipam. Nu mergeam la oricine. Dăm telefonul, chiar dacă e disperarea. Eu pe ultim mă ascundeam undeva și încercam să mă calmez. Oricum eu de filmul. Mai calm în situații de genul. Nu vă aud că o să ziceți, ce mă, că ție ți se rupe. Tu ești oricum dita mai balacu, dita mai rockerul. Dai bă, stați așa că nu mai merge fumul ăsta, așa. Ești dita mai rockerul, te descurcai tu, ceva genul. Nu e adevărat. Supera umorul ăsta, supera apărare, practic. Eu nici nu ocup punctul ăsta. Dacă se vede cicatricea, eu nu mai am o bucată de os aici. Asta e altă parte. Un mic caz pe care l-am ținut minte, că zis că într-o farmacie tot așa, n-a vrut să-i dea telefonul. Eu n-aș fi zis, dăm telefon și zis, vă rog frumos să mă ajutați. Puteți suna la poliție? Ajutați-mă să sună la poliție, că m-a bătut unul, vine pe mine, m-am ascuns aici. Am zis, Andrei, bă, mă pot ascunde aici, că mă caut unul să mă omoare sau ceva de genul. Te-a să dea mai fel, la disperarea aia, n-aveți să facă. Hai de, țin minte de când eram mic, ai luat maica mea. De tu, la farmacii sunt niște ori de știi. Gaură acolo. Acum vă stă și prin magazine de astea mici. Este de la de panouri de plastic de sticlă, na, virusul ăsta. Acum era acolo, francesca putea să-i fi zis. Vă rog, sunați, nu puna pe telefon, țineți dumneavoastră în fața mea și las pe speaker și vorbesc eu. Putea să fi zis asta măcar, dar n-ai să faci. De ce am făcut video ăsta? Că m-a zăvășit de cap să îmi dau cu părerea. Ce concluzie putem să tragem? Era să zic că aveți grijă cum parcați mașinile sau nu le dați femeilor drept să conducă. Lumesc. Ok? Fără chestii misogine acum. Aveți grijă ce face și... Da, sigur n-ajunge video ăsta. Nu l-o vedea pe al lui Sucre, dar am te pal meu. Dai be... Să-l vadă pe al meu, nu-l vede pe al lui Sucre. Dar da, ar putea să fac chestia în mod public. Pentru că fiind pe domeniul public, cum am spus, asum riscul. Vreau să ai părere și facă lumea. Tu ai dreptul să filmezi pe oricine. Ești pe stradă, faci un accident, îi poza numărul, l-ai dat la poliție. Foarte ok. S-au pus și pe internet la compilație cu fel trafic. E foarte ok. Acum mai zic unii de București by Traffic, ăla merge tot pe bicicletă, are camera acolo și filmează pe toată lumea și ești pe domeniul public. Ok. Te asumi, ești pe domeniul public, te asumi. Dar da, dacă ar fi să zic ceva, o morală pentru ce se întâmplă, în România e nevoie de educație a lumea pentru cetățenii și cei tineri și cei bătrâni, cum era ăsta de da cu fierul după una. Atât de stupid sună. Ciobești o bucată de marmură roata de la mașină și te omoară cu bucată de fier din ăla. Fier beton sau cum se zice, de la gros capăt de... Hai de capul, e plin de nebune aici. Revenind. Dar asta nevoie de oameni educați. Când o să mai vedeți cei care tot nu înțelegeți chestia. Hai, acum, na. E chestie gravă. Dar cei care zic chestia de acum câteva zile că era minoră, iar am adus, a făcut o glumă. Chestia aia ce s-a întâmplat, deci nu e gravă, ba da e gravă. M-am spus, fiecare chestie genul este dăunătoare și așa țara este prost educată, există bombardieri, există toți acești oameni care nu sunt de nimic. Doi la mână, pe lângă că ți-a nevoie de educație. Aveți grijă cum vă educați, aveți grijă cu anturaje, pe cine ascultați, vă influențați de la dăștea. Și mai zic unii de stereotipuri. E bine să vă asumați totuși. Acum, cine știu să vă zic, nu să vă îmbrăcați. Nu sunt de părere că ar trebui ca toate femeile să poarte pantaloni de training, dar de aia largi cu patru numere mai mari, să nu se înțeleagă nimic și să umble cu cearceaful pe fa nu cu cearceaful, cu eșarfa pe față ca la arabi. Nu, nu genul ăla. Dar na, cum de dacă te îmbraci provocator, ești categoristă și toarfă. Te îmbraci, nu știu, cu glugă pe cap și om a zis că am îmbrăcat, ești categorisit un junkie man, un drogat. Eu mă îmbrac în negru și spletos, rocker satanist. Asumă-ți. Trebuie să ne adaptăm în societate. Societatea nu este educată, nu există în continuare rasism, discriminare.
Să ne adaptăm. N-avem ce face. Până la urmă, omul este cel mai feroce animal. Și nu-ți poate oferi nimeni ajutor în cele mai grave situații. De ce simt că am făcut video-ul ăsta degeaba? Oricum, nu mai vorbesc despre cazul ăsta. Sper că nici despre cel de mai devreme. Deși cred că o să continue peste câteva zile. Deci în situația asta, vreau să vă aud că ziceți că a meritat. Vreau să-i dați cu hate. Ce să mai zic? Vă aștept părerea în comentarii. Vă promit, nu mai discut despre asta. Am făcut doar la cererea voastră. Atât. N-am monetizare activată pe video. Pot că ziceți că fac bani sau ceva de genul. Dar dacă oamenii cer și mă deranjează ideea că, da, mai am și oameni care mă pun să Roll Star sau chestii de genul. Zic, bă, nu-mi place, nu suport așa ceva, nu vreau să-mi stric comunitatea. Așa, dacă vorbesc despre un eveniment neplăcut, o să mai dau un sfat ceva util. Chiar dacă îl vrăgesc cam mult. Și repede nu se înțelege. Asta e. Aveți grijă cum umblați pe afară și pe cine admirați și de la cine luați sfaturi și ce anturați. Și eventual, e bine să aveți un șprei cu la voi.